Un alt protest antiguvernamental organizat de Partidul Șor a avut loc astăzi la sediul Procuraturii Generale. Potrivit organizatorilor, la manifestație au participat peste 45.000 de persoane, în timp ce poliția susține că ar fi vorba de doar 3.800 de protestatari. Manifestanții au cerut demisia conducerii Procuraturii Generale și inițierea unei anchete privind conținutul convorbirilor oficialilor apărute în spațiul public după scurgerile de pe canalele de Telegram și tragerea lor la răspundere. Liderul Comitetului Salvării Naționale, Dinu Țurcanu, a depus o cerere la Procuratura Generală pentru a investiga scurgerile de pe Telegram. Вся правда должна выйти в эфир. Вся правда. Пусть всю переписку пересмотрят. Всю переписку и дадут нам правильный ответ. Преследовать людей других могут, а это почему бы им не расследовать? Чем занимаются Литвиненко и все остальные? Нет, прокуратура. У нас не прокуратура. У нас не прокуратура, нет. Что-то нехорошее. Прокуратура, я вам скажу, вообще спит. У меня лично много вопросов к прокурору. Но никогда они не действуют по закону. Депутатul blocului comuniștilor și socialiștilor, Constantin Starăș, a declarat că autoritățile nu acordă atenție cetățenilor. În schimb, se ocupă de urmărirea celor care au viziuni diferite. Скажите, пожалуйста, а это юное дарование из Америки, Вероника Троголин, которой некогда читать эти переписки. Ей некогда. А что же ей есть когда? Проводить обыски в оппозиционных партиях, арестовывать мирных протестующих, возбуждать уголовные дела против оппозиционеров. După protestul de astăzi, Comitetul Salvării Naționale, din care fac parte mai mulți lideri de opoziție, a solicitat în scris Procuraturii Generale inițierea urmăririi penale a miniștrilor guvernului PAS, consilierilor prezidențiali ai Maiei Sandu și altor oficiali de rang înalt vizați în conversațiile apărute în spațiul public în urma spargerilor de pe Telegram. Este vorba de ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, ministrul Economiei, Dumitru Alaiba, ministrul de Interne, Ana Revenco, consilierul prezidențial Dorin Recean și fostul deputat PLDM Vadim Pistrinciuc, care este în prezent consilierul neformal al mai multor oficiali guvernamentali. În plângerea depusă la Procuratura Generală se menționează că, deși spargerea conturilor de pe rețelele de socializare și interceptarea conversațiilor reprezintă o gravă ingerință în viața privată, veridicitatea informațiilor apărute în public este confirmată. Totodată, protestatarii au cerut demisia procurorului general interimar. Они не понимают, что народ не успокоится, пока они не уйдут. Они должны знать, что их дни у власти сочтены. И поэтому мы сегодня говорим им: демиссия! Amintim că deținătorii conturilor de Telegram, cărora li s-a cerut demisia, au declarat anterior că mesajele din corespondența lor ar fi fost scoase din context și trucată. Pe 9 noiembrie, comentând scurgerea de informații din contul lui Sergiu Litvinenko, premierul Natalia Gavrilița a spus că se aștepta la astfel de falsuri, înainte de ședința la care guvernul trebuia să aprobe adresarea lui Litvinenko la Curtea Constituțională privind recunoașterea partidului Șor drept neconstituțional. Litvinenko, la rândul său, a spus că toate mesajele care i-au fost atribuite sunt false. Ulterior a rectificat că au fost publicate doar fragmente din corespondența sa, că multe discuții au fost scoase din context și fabricate fake-uri. Și procurorul general interimar Ion Munteanu, dar și Vadim Pistrinciuc, au respins conținutul conversațiilor publicate. Spargerea conturilor de Telegram este investigată de procurori. După cum precizează SIS, spargerea conturilor a fost făcută cu scopul de a destabiliza situația din țară. Contactată pentru o reacție, Mariana Kerpec, purtător de cuvânt al Procuraturii Generale, a declarat: Procuratura nu comentează declarațiile politice și sloganele expuse de către persoanele participante la întruniri. Totodată, declarațiile și acțiunile care vor fi contrare prevederilor legale vor fi cercetate echidistant de către organele de drept. Reiterăm că, în conformitate cu prevederile Constituției, fiecare cetățean are garantat dreptul la libertatea opiniei și exprimării. Dar acest drept trebuie exprimat în mod pașnic și cu respectarea cerințelor stabilite prin lege, pentru a nu prejudicia alți cetățeni. IGP anunță că au fost documentate mai multe
încălcări admise de participanții la protest. 26 de persoane au fost conduse la poliție pentru identificare și documentare pentru că au avut un comportament dubios, susțin oamenii legii. Totodată au fost întocmite 11 procese verbale pentru contravenții ce atentează la ordinea și securitatea publică.